Andreea Mirea are 8 ani și locuiește în județul Ilfov împreună cu părinții săi. Andreea este pasionată de plimbările în aer liber cu rolele sau bicicleta și iubește să călătorească. După școală, ea merge la cursuri de canto și film. Andreea spune despre ea că este un copil bun și că nu se plictisește niciodată. Păi mă uit la televizor, colorez, dansez, mă joc. Andreea iubește animalele, în special cai, și face cursuri de echitație. Ca mulți copii din generația ei, Andreea petrece timp și pe rețelele sociale și își dorește să fie cât mai cunoscută în acest domeniu. Am un canal de YouTube pe care postez melodii. Am și TikTok, Instagram, Facebook și toate rețelele de socializare. Andreea cântă și dansează toată ziua și împărtășește asta și cu fanii ei de pe YouTube și TikTok. Păi pe canalul meu de YouTube postez melodii, am 4 melodii, mă cheamă Dea Andreea. Pe TikTok postez și dansuri și tranziții și de toate. Pe Insta postez poze, pe Facebook postez poze, câteodată chiar și videoclipuri. Câteodată nu prea mai am idei, dar mă gândesc, stau și mă gândesc și îmi vin idei ce să postez. Dacă ar avea o superputere, Andreea și-ar dori să... A schimba să fie mai respectoasă, să fie mai bună. Cred că toată lumea are superputere în inimă. Să fie mai bun și să nu se comporte urât cu ceilalți. Săptămâna asta, la școala de supereroi Itzibiti, învață ou pe găină. Ou este Andreea Mirea, de 8 ani. Urmărește-o cum crește supereroul.